スンバダースプリートショー。Era într-o sâmbătă seara și aproape niciunul dintre copii nu dormea. Spiritușul somnului, care trebuia să cânte cântecul de leagăn, încă nu sosise. Atât de mult a întârziat că una dintre mămici se hotărâ să meargă până la el să vadă care era motivul acestei întârzieri. "Iartă-mă," se scuză spiritușul, "dar mâine, duminică, va fi sărbătoare mare și pentru ca în lume toate să fie rânduite, noi, spiritușii, trebuie să avem grijă de aceasta. Nici nu-ți poți închipui câtă treabă mai am de făcut în seara asta." "Dar ce mai ai de făcut de nu poți să vii și să cânti cântecul acela de leagăn care adoarme toți copiii?" întrebă mămica mirată. "Trebuie să urc în clopotniță și să acordez clopotele. Trebuie să merg pe câmp și să verific dacă vântul a scuturat bine de praf firele de iarbă și florile. Trebuie să verific dacă râul susură și e cristalin. Trebuie să verific dacă păsările și-au acordat toate glasul. Trebuie să verific dacă fluturii au culori pe aripi. Trebuie să verific dacă soarele se va arăta mâine. Trebuie să verific dacă norii sunt pufoși și albi. Trebuie să urc până sus pe cer să iau fiecare stea în parte și să o lustruiesc." "Dar stelele," spuse mămica, "sunt lipite de cer. Nu le poți lua și lustrui ca pe niște lămpi." "Știi mai bine ca mine?" răspunse spiritușul jignit. Între timp, băiețelul a dormit. Iar mama se gândi că nu are rost să se mai certe cu spiritușul, așa că nici până în zilele noastre nu se știe dacă stelele sunt lipite pe cer sau nu.